ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la emisiunea Tătarii din România. O emisiune realizată de Uniunea Democrată a Tătarilor Turco-Musulmani din România. Astăzi, în cadrul emisiunii, emisiune pe care o dedicăm folclorului tătăresc, îl avem invitat pe domnul Aydın Celal. Sunida Bleș și parcursul acestei emisiuni vor vorbi despre muzica tradițională tătărească. Domnul Aydın Celal, studiul Mizra, hoş geldiniz, selam aleykum. Hoş bulduk. Ce faceți? Bine. Vă mulțumim că ați acceptat invitația noastră. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Să vorbim despre persoanele care promovează folclorul tătăresc aici în Dobrogea, în România. Dumneavoastră sunteți una dintre persoanele care ați promovat și promovați în continuare și o să promovați și de acum încolo, care ați învățat de la cei în vârstă și dumneavoastră, la rândul dumneavoastră, îi învățați pe cei mai tineri. Avem atâtea exemple. Dacă vor să învețe, învață singur. Adina, dintre cei tineri care vor să învețe, învață singur. Asta față de folclor și față de tradiție și față de melodii. Eu am fost îndrăgostit și încă sunt veșnic. Și e ceva care pornește din suflet. Dacă vrei să înveți melodii vechi, fiecare melodie, nu există melodie fără un mesaj. Orice melodie are un mesaj, orice public are melodia adecvată și așa mai departe. Aydın abi, când ați cântat pentru prima oară? Pentru sau prima de la cine oară? Ați învățat? Pentru prima oară. Când v-ați îndrăgostit în ghilimele, ca să spun așa, de muzică? La Medjidia, unde stăteam, acolo era un vârf de-al meu, Bigean, vecin, și părinții i-au cumpărat acordeon. Eram clasa a treia atunci. Și eu, hop, și eu, la el toată ziua, bună ziua, acolo ne jucam împreună. Am învățat să cânte o melodie și am fost la tata. Babai, babai, vreau și eu acordeon, să-mi cumpăr acordeon. Rametlân făcea toate poftele, tata. M-a iubit foarte mult, Jathan de Lărânul Bosun. Mi-a cumpărat acordeon de la un alt vecin care îi cumpărase lui Fisu și așa mai departe, nu învăța și... Mi-a luat acordeonul, am început încet, încet să bâșbuim eu cu tata, câte o notă, câte o notă. Știți cum este? Allah bergâsă boldă-mă, este un dar de la Dumnezeu. Îl dezvolți. Cine n-are ureche, va să se chinuie foarte mult. Așa am început cu tata amândoi. După o perioadă, a vorbit tata cu niște prieteni. Tata era prieten cu toți muzicanții care au la munți cu mașina și Iuseim Mustafa a cântat cu formația Tatlă Diller din Covadin. Și el o perioadă, asta vorbim în 80-81. Și el mi-a lăsat orga acasă sau bosun. Mi-a arătat unele noțiuni elementare de bază. De asta, deci nu de multe ori. De câteva ori mi-a arătat, mi-a lăsat acordeon, mi-a lăsat orga acasă. Ați și... Ați prins și singur. Da, da, da. Și singur mi-a plăcut foarte mult. După o perioadă de câțiva ani de când exersat așa, tata mi-a luat un acordeon foarte mare. Și eu fiind mic atunci, la nuntă... Era acordeonul mai mare ca... Da, da, da. Era foarte mare acordeonul. Și era la modă, cu orgi începuseră, chitări și așa mai departe. Era perioada aceea. Era perioada aceea. Și... Unde era nuntă în Medjidia, top și eu la nuntă, cu școala. În Medjidia ați început, practic, acolo. În Medjidia, normal, sunt din Mărăganu, Osman Bahă. În Medjidia, fiind oraș mai mare, comunitatea tătară este mai aglomerată. Erau nunți foarte multe. Acum nu mai sunt așa multe nunți, se făceau 5-6 nunți, 7 nunți, 8 nunți. Multe nunți tătărești, toate formațiile cântau care erau atunci la nunți și
Mergeam și noi, fiind copil, mergeam. Aia cântă mai frumos, aia cântă mai frumos, aia cântă mai frumos. Și practic mergeați din nuntă în nuntă, nu? Da, da, da. Cu geanta după mine, nici nu ajungeam ce acasă. În geantă ce aveți? În rechizitele. Rechizitele. De la școală. Și... Părinții știau că erați atunci? Da, 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 știau, știau. Cum să nu? Păi, da, tata... Nu, nu, nu am spus absolut. Nici mama, nici tata. Da. Da? Da. Din contră. Deci tata, când să-mi ia prima orgă, tata și-a vândut mașina și... În ce ani s-a întâmplat asta? În 84. În 1984 au venit Mertol cu Erdin și cu Genan. Bineînțeles, și cu părinții eram mai tineri noi atunci, să facem formație. Tata a fost de acord. Prima fază. Da, da, da. Și până la urmă, primele două nunți am luat o orgă cu chirie și după aceea mi-a cumpărat tata orgă. Câți ani aveți atunci? 14 ani. 14. Și de atunci, cum să vă spun, erau alte vremuri, se cânta la cort, la restaurante, la ora 10:30, toată lumea acasă. La 11, doar șeful de la restaurant, dacă făcea. Doar nu el mai rămâne. Poate, cred că el ținea mai mult, dar în rest nu. A, la sate era altceva. La sate sau și la orașe care făcea, se făcea cort pe stradă. Atunci ținea până dimineața. Tradițiile tătarilor, pe parcursul acestor nu s-a schimbat, sunt aceleași. Însă vremurile se mai schimbă. Vremurile se mai schimbă. Tradițiile muzica sunt aceleași. Muzica s-a schimbat. Stilul este același. Într-un fel, da. Deci tineretul în ziua de astăzi, cum să vă spun, tehnologie, au mai multe lucruri la dispoziție. Sunt baruri, sunt... așa mai departe. Internetul, au totul la picioare. Înainte nu era așa ceva. Nu era internet, nu erau cluburi, nu erau... Toată lumea la toplantă. Mai acolo nu. Sau ori la toplantă, ori la... La un toplantă ai de nabe. Poftim? Când ați mers prima oară la un toplantă? Primul toplantă l-am făcut noi, eu cu... Prietenii mei l-am făcut la restaurantul Lazar și Pedra, era un hotel Lazar și Pedra, în kilometru 5. În ce an? Exact, să spun așa. Aproximați. Cam în ce perioadă? Aveam 18 ani, să zic așa, 19 ani. Prin... 89, 90, cam așa. Înainte de Revoluție. Cam așa, în perioada ce aia. Era frumos, toplantă, venea lume aglomerație. Multă, aglomerație, fete tinere, organizam mis, puneam întrebări, numele de localități în Tătărește. Da, ce, chiar ce întrebări erau atunci la mis? În tătară sau în română era? Ai întrebat și în Tătărește și în românește. Întrebam cum se numește, spre exemplu, Independența pe Tătărește. Și cei care câștigau? Ce... Care era premiul? Premiul era o dedicație specială. Acela era premiul. Dacă e distracție, distracție. Că noi, în perioada aceea, n-am avut sponsor, n-am avut... Tădeam anunț, nici nu erau... Lumea se adună? Se adună, din gură în gură, la anunți unde se adunau, anunțam. Săptămâna care vine, avem și tot plată în cutare loc. Atunci nu era nuntă... internet, Facebook, să dai un check event și... Da, 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 da. Se adunau 300-400, 500 de persoane. Țin minte... Înseamnă că localul era destul de încăpătă. Am făcut odată, l-am avut 1600 de persoane. Unde ați făcut atunci? La discoteca. 1600. Au venit și au plecat. În jur avea capacitate cam vreo 1000.
la Max, era discoteca Max la Casa de Cultură jos, era mare. Da, era. Acolo. Acolo era mare și acolo am organizat o perioadă. După care, în 2001, am plecat în Canada. În 2001? În 2001, în noiembrie. Pe 3 noiembrie am plecat în Canada. Unde am stat 9 ani, în 2009. În vara lui 2009 m-am întors. M-am întors. M-am întors. Dar până să ajungem la, în Canada, până în anul când ați plecat în Canada, aici, de la cine ați învățat? De la cine ați învățat? Care v-a îndrumat? Sigur că da, sigur. Bineînțeles, ați vrut și dumneavoastră. Dar cine v-a îndrumat? Sau cine v-a ajutat? Colegii de formație întotdeauna. Ați făcut parte dintr-o formație? Da. Și anume? Prima formație a fost Ieni Sesler. Eram cu Emin Mertol, Muzafar Erdin și Genan. Da. După aceea am luat un toboșar Enver, după care, după un an de zile, nu mai țin minte, a plecat și Enver, a venit Curtoap cu Lut. Asta imediat, după un an, de zile am cântat cu Ieni Sester, în 85 a venit Curtoap cu Lutfi. Eram un copil atunci, 14 ani, 15 ani, ei vorbea și cu mine, dar au venit la tata. Am înțeles, dar erați dorni. Era ceva normal. Da, 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 tata, eram și rude mai îndepărtate cu Curtoap și tata a fost de acord, că a fost și Mertol din vechea formație, n-am fost doar eu singur. A fost Mertol, Curtoap, Lutfi și Sinan cu tobele. Era un toboșar extraordinar de bun, care îl idolizam noi când eram copii și venea la nuntă. Mamă, va veni Sinan, făcea spectacol cu tobele. Și când am auzit că și el, m-am bucurat foarte mult că s-a ajuns să cânt cu un idol. Erați dornic. Da, da, aveați da. Aveați porecle în acea perioadă? Aveați porecle în acea perioadă? Sinan Ciumecu, așa îi spunea lui, că era un toboșar foarte bun. Și am început, am făcut câteva repetiții la început. Prima nuntă am avut-o la Fântâna Mare. În decembrie, era o iarnă. Frig. După aceea, în primăvară, am început foarte multe nunți. Vinerea, sâmbăta, duminica, botez sau nuntă mare. Erau multe nunți. Mult mai multe ca acum. Bănuiesc că aveți amintiri plăcute. Foarte, foarte. Am, sigur că da. Am învățat foarte multe de la colegii mei. Și cum să te comporți, și cum să cânți. Contează foarte mult și cum te comporți în societate și în, la nuntă. Comportamentul contează foarte mult. Absolut. Și ei reprezentau pentru dumneavoastră o a doua familie. Pentru sigur că erați da. Mai tot timpul cu ei. Fiind și cel mezinul. Mai mic, da, da, mezinul lor, toți m-au protejat, m-au ocrotit, am fost iubit și de ei, și de cei din formație, tot timpul. Deci m-au protejat, m-au, și eu am învățat, m-am făcut iubit într-un fel. Am învățat ce a fost mai frumos. Am luat de la fiecare câte ceva, la nunți, cum se cântă, cum se începe și cum este tradiția și cum la bărbați se cântă alte melodii, la femei se cântă alte melodii și așa mai departe. Pot să dau câteva exemple, la femei se cântă Cemberime Ghiuloia, Aia Nai, Garibim și așa mai departe din melodie. La bărbați, Ana Caleici de Ormange, Izbirim Cavac la Răceacă G și așa mai departe. Sunt melodii de bărbați, melodii de femei. La tineret, bineînțeles, cu tot și cu tot altă muzică, noutăți.
la masa mare, în perioada aia, se cânta altceva, era Barș Manciu, alăramentele sunt în floare, cântam melodiile lor, Edip Akbayram, tot ce ieșea nou, vorbeam cu șoferii de autocare care veneau și ne aduceau casetele și învățăm imediat melodiile. Practic așa ați învățat, nu? Așa am învățat. Melodiile turcești le învățați așa, iar pe cele tătărești, de unde le-ați învățat? Pe cele tătărești, tot așa, de la nunți, de la formații, de la colegii mei, de la Curtoab, de la Lutfi. Am învățat melodiile, dar la școală am avut un profesor de română, căruia poate Baubec Ismet, Baubec Servet, care, cum să vă spun eu, de atunci ne-a învățat că o melodie are un mesaj, are o introducere, un culminant și așa mai departe. Și mi-a plăcut foarte mult să știu ceea ce cânt și melodia, ce mesaj, și dacă știi mesajul melodiei, punctul culminant, deznodământul, încheierea, toată structura, ții minte și cuvintele foarte ușor și nu mai folosești caiet. Și le ții minte majoritatea melodiilor. Îmi place să știu istoria melodiei, cine a compus-o și cum, și așa mai departe. Și asta mi-a plăcut, mai ales după ce a apărut internetul, am început să mă documentez și mai mult și mai mult. Asta. Iar ce fai? Ați cântat odată? Da. Am făcut și o casetă pentru Uniune. Chiar? Apropo, în ce an a fost acest? Înainte de a pleca eu în Canada, în 99 sau 98, ceva de genul ăsta. Cred că a fost cea mai ascultată casetă posibil atunci, în perioada aceea. În perioada aceea, da. Pentru că era singura casetă cu muzică tătărească. Ce piese aveați, mai țineți minte? Da. A fost Ahiar, Jolboi, Indagüller, Aşkan, melodii tătărești, care au fost luate din nou și corectate de Rametlă Meme de Miniașar. La timpul ăla și el a fost lângă noi când am înregistrat. Și cum a pornit acest proiect? A cui a fost ideea? Ideea, deci au cei de la Uniune de atunci. Din perioada respectivă. Da, da. Din perioada respectivă au luat inițiativa și au făcut caseta respectivă. Parte și dintr-un ansamblu? Da. Povestiți-ne mai mult acum. Mai multe ansamble. Am fost și la Megidia. Am fost și la Megidia, la Carasu, Cara Denis, la Constanța, cu tineretul, festivalul, spectacole peste spectacole, repetiții. A fost o perioadă încărcată și un sfert din viață, numai așa a trecut, cu festivalul, spectacole, repetiții și așa mai departe. Vă dați seama că în toată această perioadă am cântat cu diversi, cu unde mergea, poate n-aveau cineva și a trebuit să-i acompaniez și mi-a plăcut toate genurile de muzică, să le învăț, să am habar de ele. Am cântat și cu români, am cântat și cu sârbi, am cântat și cu bulgari. De exemplu, cu cine ați cântat? Cu români? Ați zis pentru prima. Cu cine nu am cântat? Cu toți. Dați-ne câteva nume. Cu toți. De aici, din Constanța, majoritatea am cântat. Majoritatea. Nu pot să spun cu tare. Cu toți. Cu toți. Și la tătari la fel. La tătari, la fel. Majoritatea din ce se cântă la ora actuală la tătari, din melodii și din ce se mai cântă, majoritatea a fost preluată de mine. Din repertoriul turcesc, când eram în perioada cu Alde Curtoap, se aduceau casetele, le învățam, fiind tânăr, ei mă mai lăsau pe mine așa. Se uitau la mine, veneau fetele la tineret, începeam să cânt. Și bluză și așa mai departe. Ea să-i protejatul grupului, fiind cel mai da, bănesc. Da. Și, bine, ei mă iubeau așa.
Dar fost avantajat într-un fel. Fiind mic, vă ocrotea, vă protejau, da, da, vă învăța, deci practic aveți mai multe surse din care să învățați. Sigur că da, sigur că da. Am și, cum să vă spun eu, am fost și interesat să învăț și ei, dacă au văzut că îmi place. Și văzut că trebuie să insiste. Da, da. Și a fost. Mai țineți minte prima melodie care ați cântat-o? Prima melodie care am cântat-o cu vocea. Da. La început nu cântam cu vocea, dar după aia, prima oară, era după caseta cu Ibrahim Tatlăsesc, Ia la șefer. Aceea ați cântat-o. Aceea am cântat-o la nuntă cu vocea. Aveam, eram, da, eu țin minte multe lucruri. Mersi. Am început atunci, eram cu Alde Mertol, cu Alde Erdin, cu Alde Genan, la nuntă și sculele erau cum erau atunci, nu erau cine știe ce scule. Scule mai bune am avut, sonorizare mai bună am avut după ce am început să cântăm cu Alde Curtoap. Avea o situație materială mai bună. La sat ei aveau oi, aveau nu știu ce și au luat amplificare foarte bună, la vremea aia. Pentru vremea respectivă. Eu v-am spus, tata, așa am îndoit mașina și mi-a luat orgă. Numai ca să fii bine, să poți să cânt. Și când ați început să cântați cu orga, era da, da, cel mai... Era, da, 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 da. Vesel, mândru. Surorile mele se bucurau, toți. A fost o perioadă care... Acasă nu știu. Cântați? Acasă? Acasă, de-aia. Cum să nu? Da? Cum să nu? Le cântați surorilor? Și surorilor și... unele melodii le-am învățat și de la bunica Allara Metelesen. Bunica m-a învățat unele melodii. Melodii vechi, promis. Melodii vechi, da, sigur că da. Avea voce foarte frumoasă bunica. Da, aveți cu cine să... Și îmi spunea melodia ce vrea să însemne. Mesajul melodiei. Melodia Jumaghe Jesse am învățat de la ea. Mai multe melodii. Foarte frumos. Fiecare, cum să vă spun, le știu așa cum mă caracterizează multe melodii, adică le... Mi-a plăcut. Una e să-ți placă și să iubești focul și să... Și le-ați învățat repede. Le-ați învățat repede. După aia, pe parcurs, capeți experiență. Le-am armonizat, le-am dat altfel culoare. Una cântam atunci, acum le cânt mai altfel, mai așezat, mai... Capeți experiență. Așa era atunci, perioada respectivă. Așa era. Da. Sunt mulți ani, 33 de ani. Oh.
urmează Always in Alaia. Aidenabi, cum a fost perioada petrecută în Canada? Cum a început această experiență? Când v-ați decis să plecați? Este mult de povestit, dacă... E scurt. Scurt. Am rude în Canada, o verișoară. Da, da, tătari. Plecați de aici, din România. Mi-au făcut o chemare și au solicitat muzică tătărească, etnic, culturală și nu știu ce, și așa am ajuns în Canada. Era imediat după Revoluție, după atentatele cu gemenii de la New York, și nu prea se dădeau vize atunci. 2001. În 2001. Și într-un final am ajuns. Tot cei de la Uniune, era domnul Salin Nejat atunci, m-a ajutat cu viza și am ajuns în Canada. Chemarea a fost făcută de Ainur Derviș, care e căsătorit cu o verișoară de-a mea, și el a fost tot așa, aproape de comunitate. El a fost pe Livan, luptător. El era cel mai tare. Atunci el câștiga batalurile din valul lui Traian. Și eram și prieteni buni. Și am vrut să facă botezul băiatului. Mi-a făcut chemare. Am făcut și un revelion acolo. Mai multe activități. Există o comunitate de tătari în Canada? În total sunt vreo 150 de persoane. Sunt? Atâta. 150 de persoane de aici, din Dobrogea. Dar în zona Torontoului, vreo 120, cam așa. Vreo 30, 40, 50 să fie răscriați în Canada, dar mai mulți în zona Toronto. De-aia dacă a stat ceva timp în Canada, cât a stat? Aproape 9 ani. Aproape 9 ani. După o lungă perioadă petrecută în Canada, atât de comunitate, v-ați reîntors în țară, în România. Cum a fost? În 2009, a fost foarte frumos că am nimerit la o nuntă și am și cântat la nunta respectivă. Ați venit la și la nunta lui Enzer. La nunta lui Enzer. Enzer este un copil care a crescut lângă mine. Când a început să cânte? În 2009. În iunie. A făcut nunta și atunci m-am întors eu, la sfârșitul mai, începutul iunie, m-am întors din Canada, definitiv. Și a făcut nunta, am cântat, a fost super, ne-am revăzut cu toți prietenii, colegii, ceilalți muzicanți. Așa e la nuntă de muzicanți, la nuntă de răutări vin și ceilalți, toți colegii. Și așa eram eu dornic, cu dorul de prieteni, de muzică. Super, super, super. A fost foarte frumos. În serio, un copil care a crescut lângă mine, a cântat cu mine, a învățat ce e frumos. La fel cum am învățat și eu de la foștii colegi de la Hurtoapabi, de la Lutfiabi, de la Sinan. Da, da, da. Fiecare își însușește ceea ce crede el că este mai frumos și mai bine. Și pentru, cum să vă spun eu, suntem în folosul comunității, dar fiecare cum îi place și cum poate să dea ceva comunității. Da, și eu am transmis, am nepotul, băiatul sorii mele, Edvin, care de la 4 ani cântă. El a fost foarte talentat. La sunetoiul lui, el a cântat la microfon și a cântat. Da. Nu tot sunetoiul, a cântat ce... Da, da, știa să cânte. Carabiberima. Carabiberima a cântat. Da.
Am la o nuntă, nu la, la, la sunetul lui, dar o să, poate el mai are, cred că o să, o să vă aducă să... Foarte. Nu prea. Sau ați avut dumneavoastră pentru el? Nu, nu. Nu, nu. Ei cânta, eu veneam de la nunți obosit și mă așteptau cu celălalt nepot, mă așteptau amândoi să vină și puneam bani într-un buzunar, bani, veneau amândoi, își luau banii, dar Edi i-a plăcut muzica, chiar el a iubit foarte mult, poate, nu știu dacă mai mult ca mine, asta Allah știe, dar... El s-a dăruit foarte mult muzici, a și compus, e și producător. Știu, l-am avut face... și pe studiul nostru, da? Când a lansat melodia Păter Colarunela. Da, da, da. A cântat și pentru tătarii de la Moscova, Revelion, după aia. Melodii tătărești, are mult, peste 60 de melodii a compus. Și cu prietenii de la etnia cealaltă, de la turci, cu Sunai, o voce foarte puternică, să spun așa, tatlăsesc în României, domnul Cocoș, porecla lui Cocoș, dar Mugelip îl cheamă, de la Mangalia, Suliman Niazi, sunt mulți, mulți, mulți prieteni cu care am colaborat.
N-am stat. Dacă mi-am făcut muzică, da. Da? Da, tot timpul. La petreceri sau cum? Și la petreceri și la o cafea, la o... Sunt persoane care nu stă într-un loc. Tot timpul. Turcia, Bulgaria, toată Europa. Am prieteni. E, nu evenimente, cât și micul comerț acum. Mai vindem o orgă, mai un microfon, mai... Și din acest punct de vedere. Da, da, da. Da, îmi și place, îmi plac instrumentele, tehnologia, îmi place foarte mult. Dar aveți răbdare să stați cu tine să ne învățați? Aș avea răbdare, dar... Mi-e rușine la cineva să-i spun că nu-i muzica de el. Nu aș reuși să-i spun niciodată. Aș pune pe altcineva. Dar doar așa să înțeleg. Dar așa, nu știu, nu pot să spun la cineva că cu simțul pentru muzică te naști. Da. Da, da, da. Povestiți-mi puțin. S-a cântat cu Nicu Constantin. Ce perioadă? S-a cântat... Nu mai țin minte... Ce exact. N-aveam noi atunci chipurile din rival, chipurile, că noi n-am fost rival, dar am început să cântăm în formație, tot cu Curtoa. Că nu mai era Mertol cu basul, chitară bas și l-am luat pe Nicu Constantin și am cântat 6 luni sau 7 luni. Nu, nu, el știa melodiile, nu ne-am învățat unul pe celălalt. Da, da, da. Am colaborat și acum suntem prieteni, eu sunt prieten cu toată lumea. Dacă am putut să ajut pe cineva, am ajutat. Da, da, da. Și mai cântăm când suntem chemați sau se nimerește să fie acolo, îl acompaniez. Una este când ești solist vocal în față și sau stai la orgă, altfel. Dar vreau puțin despre experiența nouă, în care ați început să vedeți arhiuri. Aveți, faceți mai chiuri. Da. De când am început la cor, acum 2 ani. Ramsay m-a sunat și... 2015? Cam așa ceva, nu mai țin minte exact. M-a sunat Ramsay. Și m-a rugat să merg la muftiat, să facem repetiție pentru cor, pentru... Și... Nu știu, a fost ceva de la Allah, poate. Ceva care... te prinde. Mi-a plăcut foarte mult, foarte mult și de când am intrat la cor, mi s-a schimbat viața un pic, așa. Mai bine, așa. Mai bine, da, da. Mai bine. Ogealar, am mai pus întrebări încolo încoace, melodiile, cum să vă spun eu, care spun despre Dumnezeu sau care despre Allah sau despre profet. Deci nu poate fi ceva rău. E ceva spre divinitate, de mulțumire și laudă și te schimbă calm așa, te face mai blând, mai liniștit. Am înțeles că știți și mai rău și în turcă, și în tătară. Da. A fost greu să l-am învățat? Le știați înainte? Deci, toți cei membri de la... Câți membri, de fapt? Sunt 8, care, dintre care toți sunt imami. Nu, eu nu sunt imam. Să zici la Și... Deci, fiind imam, majoritatea știu. Normal, normal.
Și ați făcut repetiții cu ei. Și am făcut și mai facem. Și mai facem și ne menținem. Da, da, am fost la... Am fost la Mengidia la Jamie și am fost și... Da, sigur că da, sigur că da, peste tot. Și în Turcia au fost câțiva, o să mergem și în Turcia, cred că de Ramazan. O să fim și în Turcia. Inshallah. E vorba asta, a venit un profesor din Turcia anul trecut. Anul ăsta a venit alt profesor care turc, deci extraordinar. Deci au... Da. Deci i-am învățat pe imam, eu cu partea orchestrală, dar ceva diferit, nu e pe ritm de joc, nu e nimic, e ceva mai sobru, așa să spun, dar are o frumusețe aparte. De exemplu, ce ați alege să cântați mai ales? Ce mai place? Lahiul, muzică rătărească, muzică românească, muzică tătărească, turcească, ce vi se pare mai acces? Toate sunt frumoase, deci nu pot să spun că numai ilahiurile sunt frumoase sau pentru tătar sau pentru... Toate sunt frumoase, toate. Eu le-aș cânta pe toate. Adică nu aveți, nu vă se pare un anumit gen puțin mai ușor? Mai ușor? Nu. Toate. Deci dacă stăpânești bine muzica, nu. Dar când nu tânăr acum al dumneavoastră și v-a rugat să-l învățați, ce i-ați spune? L-aș testa. L-aș pune să cânte și aș cânta ceva și l-aș pune să repete, să-mi dau seama dacă poate... Nu, Edvin are studio. Merg la el, am făcut înregistrări cu el, melodii tătărești, melodii turcești, vechi, bineînțeles. Interesante sunt acele melodii vechi tătărești. Unde le-am putea asculta? Dacă le-ați înregistrat. Eu am făcut o casetă, un CD cu vreo 20 ceva de melodii, care, da, cât am putut eu să multiplic, am multiplicat și am dat la lume, așa. Sperați-vă așa. Da. Câteva melodii? Da. Urmează când se mai eliberează, că este foarte ocupat, să mai fac melodii. Eu aș vrea... Pe viitor să pot să fac o arhivă cu melodiile noastre, folclorul nostru și cei care mai sunt în viață să-i aduc la studio, să-i înregistrez, să iau o arhivă. Și noi la Uniunea am făcut un proiect de acest gen. Am încercat să luăm câte o piesă, câte o melodie cântată de către fiecare artist. Și... Nu e cu câte o melodie, câte 10, câte 15, fiecare... Nu am eu, Edvin are, el să aibă timp, că... Și prietenii, bineînțeles. Da, aveți foarte mulți prieteni și cunoașteți foarte multe. Da. În timpul ei ați cântat și ați avut de învățat și o să aveți de dat în continuare sfaturi. Cine vrea să învețe, vine singur și... Eu sunt deschis să arăt la toată lumea, dar la nunți nu se mai cântă așa, cum să vă spun eu, așa mult de ascultare. La gemat, la femei, mai mult de joc. Oi noasă. Dar voi sunteți un om deosebit care a promovat folclorul tătăresc aici în România, în Dobrogea în special. Ați fost și plecat și în Canada, v-ați reîntors în țară pentru că aici practic vă era dor de tot exact. De familie, de prieteni și de cei apropiați. Exact. Vă mulțumim că ați fost în cadrul emisiunii Tătari din România și eu sper să vă mai invităm în cadrul acestei emisiuni. Inshallah. Aveți multe de povestit. Vă mulțumim că promovați muzica tătărească, turcească, românească și în ce limba ați mai cântat azi? Engleză, spaniolă. Iată, da.
Sunt destule. Și sperăm să mai ne revedem. Oricum ne vom revedea la activități. Mult succes cu corul de Ilahiuri, care este un proiect. Mulțumesc. Da, și e... multă putere de muncă, ca să-i învățați și pe cei tineri. Stau bun, îți mulțumesc. Și când apelați, eu vă stau la dispoziție. Cu mare plăcere. Mulțumesc. Plăcere. Sitos Mansari, Saldır Galay, Boydan da Boyla, Sen Nişanda, Yok Edemey, Hoş Geldin Toyla, Hoş Geldiniz, Hoş Geldiniz Festival'a. Sitos Mansari, Saldır Galay, Boydan da Boyla, Sitos Mansari, Saldır Sağ olunuz, bay olunuz.